La puțin, sub 5 km depărtare de Cenei, se află Bobda, o localitate amintită pentru prima dată în secolul XIII, dar care abia în secolele următoare avea să fie scena unor întâmplări interesante. În centrul acestor istorii se află familia Ciavăși. Despre familia Ciavoși se spune că avea în proprietatea sa peste 100.000 de acri de pământ și că ocupa un loc în casa magnaților. Acest lucru însemna că familia avea acces la forurile legislative superioare în perioada dominației monarhiei austro-ungare. Acest statut, precum și averea consistentă, i-a oferit familiei posibilitatea de a ridica la Bobda o reședință impresionantă. Cel care rămâne în memoria colectivă a Bobdei ca fiind cel mai de seamă reprezentant al acestei familii este Gyula Ciavăși. În trecut, bătrânii satului știau povești despre acesta, auzite de la bunicii lor. În 1860, Bobda aparținea familiei Ciavoși. Evident, această stradă, la acel moment, arăta cu totul diferit. Pe partea dreaptă era construită faimoasa reședință a familiei, despre care se spunea că avea 42 de camere. Însă astăzi a dispărut complet. Pe partea stângă, aceeași familie Ciavoși a construit un frumos mauzoleu, aflat astăzi în ruină. Baronul Ciavoși era unul dintre cei mai bogați oameni din regiune. După finalizarea studiilor la Viena și la Budapesta, revine în Banat la moșia pe care învățase să o administreze cu o mână de fier. Până în 1889, baronul avea deja 10 urmași din căsătoria cu Valeria Magdolna Semo. Magdolna se stinge, iar la 3 ani de la moartea acesteia, baronul de Bobda se căsătorește din nou. Noua soție, Josefa de Spiegelfeld, era cu 28 de ani mai tânără decât baronul și va naște de două ori în conacul de la Bobda, iar în mauzoleu, urmașii lui Ciavoși au fost botezați. Cuplul nou format era mereu în atenția ziarelor din perioada Imperiului Austro-Ungar. Fiecare călătorie a baronesei și a baronului era notată în periodice. Karlovy Vary, Baden-Baden, dar și alte stațiuni importante europene se aflau pe lista destinațiilor familiei Ciavoși. Wiener Salonblatt era săptămânalul care aducea în atenția opiniei publice informații despre aristocrația Imperiului. Mauzoleul familiei Ciavoși a fost finalizat la începutul anilor 1900. Chiar și astăzi, în plină ruină, construcția impresionează. În epoca de glorie, vitralile realizate la München, clopotele, dar și orga, completau acest spațiu gândit pentru reculegere. Baronul Ciavoși donează mauzoleul comunității catolice din Bobda în jurul anului 1909. De atunci a rămas în grija familiei Vasar. Familia dumneavoastră de când se ocupă de biserică? El a avut moșul înainte. Adică bunicul? La el a fost un fel de slugă. Bunicul dumneavoastră lucra la baronul, da. Ziceți? Da. A fost la oică meu, pe la mătușa mea. Și acum doar porumbei stau aici. Și cu cuveaua. Și cu cuveaua? Cum arăta biserica când era întreagă? Când se făceau slujbe atunci? Bine, a mai fost un covor aici. L-au furat în 45-46. Și orgă a fost pe aici? A fost sus. A fost sus orga acolo? Aia ori dat soieș, ori legat-o cu sârmă. Și când i-a dat drumul, o văzut că-i taie la mână, i-a dat drumul și s-a desfăcut.
Și peste stradă era construise baronul acolo un conac, nu? Da. Un fel de castel a fost. Dumneavoastră l-ați văzut? L-ați mai prins? Nu. Nu. Doar poveștile. Și poze care au mai fost făcute pe timpuri. Uh-huh. Era destul de fain. Roată de castel a avut pești, că apa izvora din pământ. Și atunci avea scurgere afară în canalul stradal. Și atunci când curăța, ieșau și pești afară, dai mici. Și așa? Atunci, aha. Și atunci copiii ducea să-i prindă. Să se joace cu ei. Să-i pună în borcan, să aibă și ei. Așadar, la începutul secolului 20, mai precis în 1909, baronul Ciavoșii avea 70 de ani, 12 urmași și un domeniu impresionant în Banat. În acel an hotărăște să doneze impresionantul mauzoleu comunității din Bobda. În acel an, evenimentele nu anunțau încă tulburătoarea poveste care avea să grăbească sfârșitul baronului în mai puțin de 2 ani. 1911, ianuarie. Baronul Ciavoșii devine văduv pentru a doua oară. De la acest moment încolo, în familie, lucrurile încep să se precipite, având la bază testamentul pe care baronul îl aduce la cunoștința copiilor săi din prima căsnicie. Nemulțumiți de modul în care este împărțită averea, aceștia se hotărăsc să acționeze. Pentru a invalida testamentul, singura opțiune era să-și închidă tatăl într-un azil de boli mentale. În urma unui complot, parte dintre copiii baronului reușesc să-l închidă într-un sanatoriu. Doar 2 dintre cei 12 copii și câteva rude prin alianță nu dau crezare scenariului și încep acțiunea de eliberare a baronului. Ghiula Ciavoșii era păzit cu strictețe de personalul sanatoriului și nici chiar doctorului care se ocupase de sănătatea baronului nu îi erau permise vizitele, chiar dacă acesta insistase în nenumărate rânduri. S-au scurs luni bune până când una dintre fiicele baronului a reușit să se întâlnească cu miniștri și cu oameni influenți de la Budapesta. Într-un final a fost formată o comisie ministerială care să dea un aviz asupra stării de sănătate a baronului. Comisia a ascultat toate depozițiile și a concluzionat că Ciavoșii e sănătos. În paralel, aceeași chestiune era dezbătută și într-un proces, iar judecătorul a decis că baronul trebuie să rămână închis în sanatoriu. Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat. Ziarele din epocă relatează pe larg aceste întâmplări desfășurate în primele 7 luni ale lui 1911. Spre finalul lui august, baronul e scos din sanatoriu, iar la începutul lui septembrie se stinge la Bobda. Ghiula Ciavoșii este înmormântat în mauzoleul din localitate, alături de cea de-a doua soție. Toată averea rămâne urmașilor care nu reușesc să o gestioneze și astfel vor vinde aproape toate proprietățile. După primul război mondial, Banatul este împărțit între România, Serbia și Ungaria. În acea perioadă, partea urmașilor familiei Ciavoșii părăsesc România. De aici încolo, povestea impunătoarei construcții de la Bobda intră într-o nouă fază. Conacul cu cele 42 de camere și cu grădini impresionante este cumpărat de un localnic cu ajutorul unui împrumut la bancă. În scurt timp, acesta nu a reușit să mai plătească ratele, iar banca a început să vândă conacul cărămidă cu cărămidă.